Dragii mei, cum ar fi să câștigați între 140.000 și 200.000 de euro pe an? Dacă aveți un hectar de teren sau dacă încă nu l-aveți, dar puteți achiziționa de pe piață, fie prin concesiune de la o primărie, fie printr-un contract de superficie de la un privat, puteți înființa un parc fotovoltaic care durează aproximativ un an până la un an și jumătate, atât elaborarea documentației, cât și implementarea sa. Puteți vinde energie la distribuitorii locali sau regionali și nu în ultimul rând, dacă aveți peste 50 de megawatts, peste 50 de hectare la distribuitorul național Transelectrica și să obțineți venituri pasive între 12 și 20.000 de euro pe lună pentru un singur hectar de teren respectiv pentru înființarea unei capacități de producție energie alternativă de 1 megawatt oră. Nu uitați, stabilirea obiectivelor este cel mai important lucru pentru a ajunge la succes.